Rădăcinile fricii noastre de Rusia sunt vechi. Marile acțiuni politice ale țărilor române și mai apoi ale României mici și mari stau sub semnul pericolului rus. Rusia, dacă nu pierdea războiul Crimeei, intenționa să anexeze țările române. Rusia s-a opus unirii de la 1859. Rusia a ocupat Basarabia, a luat Bucovina de Nord ca pradă de război. Rusia s-a revoltat în 1918 când Transilvania a revenit României. Rusia ne-a impus comunismul, încălcând toate angajamentele de la Ialta. Rusia, chiar și astăzi, ne dă fior reci. Din perspectiva istoriei, antirusismul este pentru români o formă de rezistență.